Fata din Mlaștină. Primul capitol ne introduce într-o lume tulburătoare, dar frumoasă, a mlaștinilor, unde tânăra Kaia Clark se află singură, abandonată de familia sa. Se descrie cu o vividitate aparte asprime a existenței sale, lupta pentru supraviețuire în mijlocul sălbăticiei neîmbălânzite și șoaptele mlaștinii care devin singurii ei tovarăși. Tate. În acest capitol, Kaia formează o legătură neașteptată cu Tate, un băiat tânăr care o învață să citească și îi dezvăluie minunile lumii din afară. Prietenia lor se transformă într-o iubire tandră, aducând alinare inimii izolate a lui Kaia. Prin conexiunea lor, suntem martorii puterii transformative a legăturii umane și posibilitatea speranței în cele mai neașteptate împrejurări. Jumpin și Mabel. Viața lui Kaia suferă o schimbare crucială în momentul în care îi întâlnește pe Jumpin și Mabel, un cuplu de afroamericani care îi oferă bunătatea lor și devin familia ei. Aceștia îi oferă îndrumare, protecție și un sentiment de apartenență, sfidând barierele rasiale ale epocii. Acest capitol explorează teme precum acceptarea, familia și rezistența spiritului uman în fața prejudecăților sociale. Chase Andrews. Atmosfera devine tensionată atunci când Chase Andrews, un atlet local carismatic, este găsit mort în circumstanțe misterioase. Suspiciunile planează asupra lui Kaia din cauza stilului ei de viață neconvențional, iar ochii critici ai comunității se îndreaptă spre ea. Acest capitol explorează complexitățile dinamicii micului oraș, prejudecățile și echilibrul fragil între adevăr și percepție. Investigația. Pe măsură ce orașul lansează o investigație asupra morții lui Chase, Kaia devine principalul suspect, confruntându-se cu critici, judecăți și prejudecăți din partea comunității. Acest capitol explorează latura întunecată a naturii umane, evidențiind efectele destructive ale zvonurilor, stereotipurilor și nerăbdarea colectivă de a emite judecăți pripite. Procesul. Tensiunea atinge punctul culminant în momentul în care Kaia este judecată pentru omorul lui Chase Andrews. Povestea se alternează între dramatismul procesului și evenimentele trecute, dezvăluind adevărul din spatele circumstanțelor enigmatice ale morții lui Chase. Acest capitol este o călătorie emoționantă, în care firul fragil al vieții lui Kaia atârnă în balanță, iar justiția este pe muchie de cuțit. Revelații. În capitolul final, procesul dezvăluie revelații șocante care pun la îndoială presupunerile comunității. Secrete și adevăruri ascunse ies la lumină, distrugând concepțiile preconcepute și forțând personajele să se confrunte cu complexitatea propriilor prejudecăți. Acest capitol este unul al răscumpărării, iertării și puterii rezilienței de a depăși cele mai întunecate trecuturi.